Niculescu, care încearcă o lansare spre Tatu, fără probleme ia fața acolo Târtovaț. Pregătiți jucătorii Stelei, Ciprian Petre cu o centrare, este Tătărușanu și boxează de această dată, bine, șut formidabil al lui Târtovaț. Ieșeni, revedem voleul lui Yasmin Târtovaț, excelentă execuție din punct de vedere tehnic. Luarea lui Răduț, lege avantajului Tatu pentru Mihai Costea, viteză bună, dar mut. Nu, este Târtovaț cel care îl dat Mihai Costea. Târtovaț a riscat. Adipopa cu o pasă pentru Mihai Costea, preluare bună a lui Costea, dar mut reușește. Nu, Târtovaț. Cristea pentru Mihai Costea, atacat tare de Frăsinescu, o intrare însă la minge. Pârvulescu, Costea încearcă să plece pe o zonă liberă, angajat aici de Pârvulescu, urmărit de Târtovaț, care reușește să-l deposedare până la Mihai Costea, încearcă să își facă această minge pe viteză Târtovaț. Târtovaț reușește până la urmă să-i trimită lui. Gaz metan de George Gavan, un prim atac foarte bun. Observă acțiunea lui pe Giusu și patru frângeri în ultimele 5 runde pentru echipa lui Dulca. Un singur gol marcat de Ieșenilor. Poate și un contraatac al Oțelului. Popescu avansează. Însă este o pasă din prima a lui Giurgiu. Târtovaț are ceva problemă a controla acest la Pleșca. Preferă mai mult posesia gazul. Până la urmă, e mai mult pe Oțelul în această partidă, însă cu siguranță gazul își dorește foarte mult să înscrie după ce concretizate ale medieșenilor. În această seară, de la Târtovaț. Florin Dau, Giurgiu acum, Lovin, îi trimite lui Filip, minge întoarce până la Pescu, Filip, centrare, blocată de Târtovaț și o tentativă de contactat a medieșenilor. Totuși, cum se va soluționa această problemă? Totuși, echipa lui Evald Linen, însă scopul, scuză, mijloacare, cu final de dramatic. Minge sărtată pentru Zaharia, intervine. Centrare,
Trăsinescu urmăresc no. Din pătrunde foarte continuă faza, o vince în care o apune pe Sârtova și va încerca acum acul cazul Sârtova încearcă direct Passport 3 rezumat la ora 21 ține de Dan marcarea golului din minutul 36, tot Petrolul este echipa care încearcă centrarea lui Walter Fernandez, Manas reia pe spate, minge bloc. Zaharia, preluare bună, întâmpinat de Guilherme, Zaharia are și Buzean, Zania reușește să rețină, Albin, intervine Târtovaț, Teixeira pentru Camara, pasa este puțin cam lungă, Camara ajunge acolo, este blocat de Târtovaț, nu se dictează nimic, intervine Guilherme, este doar Albin undeva avansat, este închis Guilherme și va încerca probabil să obțină aruncarea de la margine, nu reușește Târtovaț, ba da, va fi aruncare de la margine pentru Petrolul, a obținut ce și-a dorit aici Guilherme. Sunt foarte bună această pasă pentru Morar, 3 contra 3, urmărește Albin, are viteză bună, Albin caută soluții în careu, un dribling, încă un dribling, Albin este până la urmă blocat de Târtovaț și nu obține nici cornerul. Rămân la părerea că fundaș. Balon trimis spre același strandu, este contrat și va fi... Florin Dan accelerează, Florin Dan îl evită pe Hasani, trimite în partea dreaptă la Târtova, se întreabă, nu a venit către Bawab, s-a repliat, recuperează fundașul drept al gazului, Bawab, nu și nu putea să lipsească de acolo nici Iasmin Târtovaț, ce intervenție selecțională a lui Gliva, foarte viață și doar parada lui Gliva a făcut ca scorul să rămână 0-0. Anton, încă un dribling al lui Ciucur și Epingea ajunge la Angela. Târtovaț a fost cel care a fost lui Viveiros pasă către Antal, Târtovaț este atent și reușește să regazeze, balonul ajunge